Blocuri militare nu s-au exclus, ci s-au presupus, asta vreau să spun. Adică n-a fost o situație considerată de neacceptat. De neacceptat a fost considerată această situație pentru noi est-europenii, pe termen lung, în principiu, în mod natural, nu trebuia să facem parte din sfera de influență sovietică. Însă nici americanii, nici aliaților, până în 1989, n-ar fi declanșat un război mondial din cauza noastră. Să fim serioși. Ceea ce NATO a presupus a fost menținerea lumii comuniste într-un perimetru închis și a dat speranțe, a săpat la baze zidul Berlinului, de fapt. A dat unde speranțe, l-a săpat la baze? Tot timpul, prin faptul că sunt convins de asta, pentru că de fapt n-a acceptat niciodată comunismul ca o stare naturală, ci ca o stare de lucruri, o stare de fapt. Nu mă pricep, dar a săpat la bază 50 de ani, nu cred. De ce nu credeți asta? Pentru că dacă s-a apucat să sape la bază, poate reușea să sape bazele după 5, 10, 15 nu. Sau 25 de ani după nu. 50. Noi am trăit câteva generații, 2-3 generații, cu gândul că... Din americani. Din americanii, poate cea mai mare bucurie de nespus, de fapt, că este o bucurie tristă, deci de nemărturisit, este a celor care astăzi undeva în eteruri văd că România a intrat în NATO, dar cu atâția morți care au așteptat degeaba momentul ăsta. Sunt curios ce spune doamna Popescu. Pentru că eu mă gândesc la afirmația premierului Adrian Năstase. Și mine să n-aveți ce face, da? Păi da, ce să fac? Este o afirmație, a făcut-o astăzi, însă, la Washington, acolo. O afirmație cu caracter politico-militaro-hotelier, să-i spune. Spune că România e o locație strategică de 5 stele pentru NATO. Dar nu se vedea la locuri de cazare. Nu știu. Așa a zis domnul Adrian Năstase, nu eu. Acum, de 5 stele. Pentru NATO, să vedem dacă este de 5 stele. Dar mă gândesc așa, pentru români, România, eu nu pot, mă duce mereu gândul. Pentru români, România, câte stele are? Că pentru... prea mulți români, din păcate, România este un cer înnorat. Tot timpul. Nu se vede în cer. Noi încă nu se dau stelele, asta vreau să spun. Suntem la faza de... Deci nu prea se văd stelele în general, da? Probabil că le văd americanii mai bine. De națioane. Sunt 10 ani dintre cei care am trăit în comunism, probabil. Da. Acum, în legătură cu ce spunea domnul Curzeanu, la tine auzi? Aici de față. Aici de față. Dacă vrei, Andrei, îmi țin sânge, îmi trag. Nu că am dat nu. Nu se pare cinci. Știu că iar mă duce gândul la cinci, nu? Cinci stele. Cinci stele și cinci colțuri. Deci am stat vreme de 50 de ani sub semnul unei singure stele, nu? Numai, cum era aia, domnul Tucă, când era una? Numai una mai proastă stă pe fabrica noastră, spre ziua. Așa. Pe cer multe stele e, spre ziua toate piere. Numai una mai proastă stă pe fabrica noastră. Asta era când eram mai mici. Și steaua asta în cinci colțuri a stat aici a 50 de ani. 50 de ani, deci nu, a stat până acum... Recent. Recent. Acum ea, România, deci de la steaua în cinci colțuri, a ajuns colțul de cinci stele. Acum, potrivit definiției premierului Adrian Năstase. De la steaua cu cinci colțuri la colțul... De 5 stele. De 5 stele. Înțelegeți? Da. E un titlu bun. E? Rămâne să scriem și articolul. Rămâne să mai... Păi nu mai trebuie, dacă ai dat titlu... Corect, trebuie să trebuie să lași spațiu. Curge de la așa. Nu, dar serios, uitându-ne în urmă, 50 de ani sub comunism, totuși a fost infernal. Privind acum cu câtă rapiditate s-au mișcat lucrurile în ultimii 10 ani, 15 ani, mi se pare totuși că am trăit un coșmar și că nici acum nu ne dăm seama că a fost adevărat. Sau cu atât mai mult. Știm că a fost adevărat și ni se pare incredibil că a fost adevărat. Nu, pentru că eu l-am trăit coșmarul ăsta de prea multe ori. Îl văd acum luat, întors, da, transfigurat de diverse personaje care parcă ar fi luptat toată viața în munții României cu mitraliera în mână împotriva invadatorului sovietic și care se afișează acum pe ecrane. Nu mai vreau să comentez din punctul ăsta de vedere. Fiecare și are coșmarul lui personal. Aici aș fac o observație politică, și anume că din acest moment încă o halcă din retorica
politică utilizată în România se duce în neant, cade, devine caducă, intră în desuetudine. Și anume, retorica vânzării țării la ruși. Din această retorică s-a trăit ani, zeci de ani. De la Ceaușescu încoace s-a trăit pe baza pericolului reprezentat de ruși în politică. Ceaușescu și-a edificat întreaga carieră politică pe această scăpare a României. Deci, vezi, Doamne, el este salvatorul României, că e plină România de salvatori, de zeci de ani încoace, de țară. Salvatorul României în fața rușilor. Da. După care, și după 89, am avut o serie de personaje politice care și-au edificat cariera pe acest principiu. Noi păzim să nu vândă ăia țara la ruși. Gândiți-vă ce linie groasă și roșie vine din 89 până acum. Iliescu, deci FSN, du-te în URSS, asta era în 90. După aia s-a ajuns la Iliescu KGB. După aia s-a ajuns la desovietizarea țării de către Ciorbea. Domnul Ciorbea a desovietizat intens România. Doamne cu domnul Hărăzeanu. Nu știu dacă au colaborat foarte intens la acest și domnul Hărăzeanu mai bine. Vă rog, continuați ce vă ideea. Cu cine vreți să vă asociez? Nu, cu Ciorbea. Poate vă asociez ușor cu un politician. Nu puteți să mă asociez cu domnul Ciorbea. Nu, nu mai interupeți, domnul Popescu. Așa, un raționament pe care eu vreau să-l critic îndată ce termina de... Vă rog. Deci, o să fie viața din ce în ce mai grea pentru politicianul român. Probabil după ce intră și Uniunea Europeană va fi infernal. Aici e problema. Deci, nu mai poate acum, nu se mai poate afirma nimeni pe baza faptului că apără țara de ruși și că luptă împotriva agenților mascați KGB. A căzut în desuetudine politica bazată pe pericolul evreiesc, deci pe antisemitism și unguresc, odată ce am intrat și la ungură, părând. Deci nu mai ține figura, dacă însuși Corneliu Vadim Tudor, așa, un alt salvator al acestei țări, a lăsat-o moale de tot cu politica lui anti-evreiască, în problema ungurilor din România s-au separat apele la unguri. S-au dus ăia care erau cu radicalismul, cu rasism în stare pură, s-au dus sub steagul lui Tăceș și se văd foarte bine. Acum a rămas UDMR-ul, care este o formațiune civilizată, politică, cu care se poate discuta. Și atunci mi este tare milă de politicianul român. Îi rămân din ce în ce mai puține subiecte pe care poate să strige cu glas mare, să bată cu pumni în piept, să-și mulgă părul din cap, că toate astea trei erau subiecte dramatice, patetice, rușii, evrei, ungurii. Și acum ce facem? Despre ce o să mai facă politică? Despre întreținere? Despre concedieri? Despre șomaj? Despre corupție? E din ce în ce mai greu. Domnul Hărăzeanu, ar fi fost de preferat să nu existe subiectul, primul subiect, rușii. Din păcate, a fost un subiect politic valabil și s-ar putea să mai fie. De ce? Pentru că Revoluția în 1989 se face dedesubt, revin la săparea bazelor zidului de la Berlin, de către NATO, de către americani, dar deasupra, de fapt, rușii au făcut-o. Rușii au eliberat Estul fără să tragă un glonț, dintr-o întâmplare încă necunoscută pe care dumneavoastră în Jurnalul Național perseverați să o aflați în fiecare zi. În România atunci s-au murit oameni, începând cu un general care conducea armata și așa mai departe. Inclusiv o pereche de președinte și președintă. Ceea ce s-a întâmplat la începutul anilor 90 în România a fost, pe scena politică internă, o proiecție a acestei victorii sovietice acceptată de Statele Unite și de occidentali. Poate chiar încurajată. Dacă Uniunea Sovietică nu imploda, nu se dizolva, nu se autodizolva în decembrie 1991, probabil România ar fi rămas pentru multă vreme în sfera de influență a Uniunii Sovietice, cum s-ar fi numit ea în situația în care entitatea imperială Uniunea Sovietică ar fi continuat să emită pretenții. De altfel știm că prezența rușilor în Balcani, prezența rușilor în acest bazin al Mării Negre, prezența rușilor în Transnistria, este în continuare... Cum spuneați mai devreme, cum săpau statele NATO și americanii la... Din de România aici.
În primul rând, Germania... Am vorbit de România. Nu. Acum vorbim în mod particular de România.